folosesc acest prilej de a aduce mulțumirile mele întregului efectiv subordonat Comandamentului Operațional Naval pentru realizările din anul 2004. În același timp, le doresc din tot sufletul numai sănătate, fericire dânșilor și familiilor dânșilor, iar anul 2005 să fie un an mai bun și plin de realizări în domeniul pregătirii și în domeniul vieții de marin. În anul ce vine doresc multă sănătate tuturor marinarilor, împlinirea tuturor dorințelor și împlinirea misiunilor cu bine și vânt bun din pupa. Urăm colegilor noștri din Marina Militară sărbători fericite, să aibă parte numai de bine și foarte multe realizări în activitatea pe care o desfășoară. Doresc întregului personal al Marinei Militare numai bucurii, realizarea tuturor dorințelor, iar anul 2005 să le aducă numai realizări. Scafandrilor mei le doresc ca numărul intrărilor în scufundare să fie egal cu numărul ieșirilor la suprafață. Iar tuturor marinarilor le doresc vânt bun din pupa, mult bun cart înainte și un picior de apă sub chilă. Urez colegilor mei în noul an multă sănătate lor și familiilor lor și mult succes în îndeplinirea misiunilor ce ne așteaptă în anul 2005. Aș dori ca astăzi, în prag de an nou, să urez tuturor marinarilor, în special cadrelor didactice, studenților Academiei Navale, dar și celorlalți călători pe mările și oceanele globului, multă sănătate, vânturi prielnice în anul 2005 și ape cât mai liniștite care să le permită îndeplinirea tuturor năzuințelor și idealurilor pe care și le-au propus. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă doresc să adresez tuturor colegilor marinari un nou an plin de realizări profesionale și personale. Să urez, în primul rând, colegilor și subordonaților multă sănătate, multe bucurii pentru anul care urmează, atât pentru ei, cât și pentru rudele apropiate, și să pornim la drum cu nădejdea că anul viitor va fi cel puțin la fel de bun ca cel care s-a încheiat. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă și a Revelionului, vă urez multă sănătate, fericire și să fiți mai buni, mai verticali și mai corecți în decizii pe anul viitor. Tuturor marinarilor români, sărbători fericite, multă sănătate, un an nou cu împliniri și satisfacții deosebite și nu în ultimul rând împlinirea tuturor dorințelor pe care le nutrește fiecare. Cu ocazia anului nou vreau să adresez multe mulțumiri personalului Bazei 1 Maritime pentru activitatea desfășurată, precum și personalului unităților din subordine pentru înțelegerea și ajutorul acordat în rezolvarea problemelor logistice cu care s-au confruntat. La acest sfârșit de an vreau să adresez tuturor sincere felicitări și urări de sănătate, fericire, liniște sufletească, un an nou care să le îndeplinească toate speranțele într-un viitor mai bun pentru ei și cei dragilor. La mulți ani! Deci cu ocazia anului nou și le urez tuturor serviciilor și tuturor colegilor mei din Marina Militară, la mulți ani, multă sănătate și fericire și mult succes în activitatea care urmează în anul viitor. La mulți ani! Să vă dea Domnul de toate mulți ani, să trăiți mulți ani fericiți, să vă fie ca
Evenimentul săptămânii, printre toate convulsiile mărunte și omenești, a fost fără putință de tăgadă sosirea moșului. Și pentru că vremea la Constanța nu i-a permis să-și înhamere ni la sanie, dar mai presus de orice tradiția oamenilor mării, l-a determinat pe celebrul, realul și darnicul personaj să-și înhame delfinii. Astfel că în Dana Zero a portului militar, mai exact la divizionul nave scafandrii, moșul a venit de sub apă. Renii moșule. Păi renii i-am lăsat la intrare aici, între faruri, ca să nu fie răniți de navele care intră și ies din port. Și renii am... nu sunt reni, sunt... Cum e sub apă, moșule? Foarte frumos, văd aici la dumneavoastră Marea Neagră, e foarte frumos aici. Am să mai vin și la anul, să vedem dacă or să fie cuvii cuminți. Depinde de scrisorile care le primim de la ei, nu? Ce a urmat a fost firesc și s-a repetat la cercul militar, unde au fost prezenți copiii ofițerilor membri ai Ligii Ofițerilor din Marina Militară, la batalionul logistic al statului major al forțelor navale și peste tot în lume. Ești poezie, nu? Ia să auzi. Ia uite întoarce de. Un cântecel să fie. Urez întregului personal al statului major al forțelor navale un an nou mai bun, mai prosper, sănătate lor și familiilor lor, precum și tradițional la mulți ani. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, doresc să adresez tuturor marinarilor un călduros la mulți ani, îndeplinirea tuturor dorințelor, multă sănătate, alături de familie și de cei dragi. Ocazia sărbătorilor de iarnă, doresc să urez tuturor marinarilor un an nou fericit, la mulți ani și cât mai multe împliniri. Echipajului fregatei Regina Maria îi doresc aceleași rezultate bune care le-am obținut și noi în pregătire. Și nu în ultimul rând urez echipajului fregatei Regele Ferdinand rezultate cât mai bune și multă, multă sănătate și putere de muncă în noul an. Aș dori tuturor celor care lucrează în cadrul Comandamentului Operațional Naval și în structurile subordonate să le transmit dorința mea ca anul 2005 să fie un an care să se caracterizeze prin
adăugiri calitative, nu cantitative, să umblăm mai mult la calitate, să obținem o nouă calitate în procesul de instruire, în modul de acțiune, să fim cât mai aproape de cerințele partenerilor din NATO și să putem să continuăm ceea ce s-a început de către predecesorii noștri, adică să devenim forțe credibile în Marea Neagră, împreună cu celelalte țări din Marea Neagră, să alcătuim o structură de securitate care să fie viabilă, care să se bazeze pe încredere și care să contribuie la ceea ce NATO numește o zonă de stabilitate. Aș dori ca cetățenii care stau pe mare, colegii noștri, să se simtă mult mai siguri în ceea ce privește familia, în ceea ce privește profesia, să intrăm în continuare pe făgașul normalității, să dăm dovadă de mai multă înțelegere, de mai multă corectitudine în ceea ce facem și de mai multă încredere în forțele noastre. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă vreau să urez tuturor familiilor noastre și a marinarilor din țară sănătate, la mulți ani, un an nou fericit și numai împliniri pe toate planurile. Urez multă sănătate, în primul rând marinarilor, vând din pupa și nu în ultimul rând familiilor noastre care ne-au așteptat cu mult dor acasă și care au avut grijă de copiii noștri. Să dea Dumnezeu ca în anul care vine să fie mai bine decât a fost anul trecut. Pentru marinarii din cadrul forțelor navale și nu numai, doresc un an nou fericit, împlinirea tuturor viselor, să fie în primul rând sănătoși, să nu aibă parte de neajunsuri și, bineînțeles, tradiționalul vânt bun din pupa. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez întregului echipaj al fregatei Regele Ferdinand sărbători fericite și toate împlinirile pe plan profesional și familial, alături de cei dragi. Acum, la sfârșit de an, cadrelor militare din marină, soldaților civili, militarilor angajați pe bază de contract, le doresc un an nou fericit, cu multe realizări și numai bine. Urez marinarilor români un an nou plin de bucurii și satisfacții pe toate planurilor. Urez un an nou fericit statului major al Marinei Militare și Armatei Române. La mulți ani! Urez tuturor marinarilor români multă sănătate lor și familiilor acestora și cât mai multe ieșiri pe mare pentru anul următor. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, venirea noului an, urez tuturor marinarilor, întregului popor, multă sănătate, fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor. Puțin să urez statului major al forțelor navale, marinarilor României, multă sănătate, împliniri maxime, să treacă noul an fericiți, alături de familiile lor, să le aducă anul ce vine mai multe realizări, mai multe ieșiri pe mare și, bineînțeles, tradiționalul vânt din pupa și la mulți ani.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă, urez tuturor marinarilor și colegilor mei multă sănătate, la mulți ani și un an ce urmează plin de împliniri. Anului nou, urez tuturor ofițerilor, maiștrilor militari și marinarilor din forțele navale multă sănătate, îndeplinirea tuturor dorințelor, un an mai bun, mai prolific, cu îndeplinirea tuturor dorințelor, de asemenea și familiilor cadrelor și marinarilor din flotă. Le doresc marinarilor români un an nou plin de bucurie, multă sănătate, bucurie, tot ce-ți doresc. Ape limpezi și vânt din pupa. În aceste momente cu totul deosebite, gândurile mele se îndreaptă către bătrânii comandori, amirali, careu marinarilor și către studenți, pentru că Arcul Între Timp este muzeul Academiei, căruia îi doresc să trăiască mulți ani prin cei pe care i-am citat. La mulți ani! Am venit române azi la geamul tău, să cântăm de bine, să fim buni mereu. Fiindcă așa-i colindul obicei străbun, fiindcă așa e datul la noi la român. Colindă, florile d'albe, colindă. Când în zorii zilei ei vor colinda, belșug și sănătate, anul care vine face să vă dea, să aveți noroc în toate. Drumul lor e lung, mai au de scăpătut, cât acest pământ cuprinde. Și pentru urările ce le-au făcut, să le dați vin și merinde. Am venit române azi la geamul tău, să cântăm de bine, să fim buni mereu. Fiindcă așa-i colindul obicei străbun, fiindcă așa e datul la noi la român. Fiindcă așa-i colindul obicei străbun, fiindcă așa e datul la noi la român. Colindă, florile d'albe, colindă. Colindă, florile d'albe, colindă. Colindă. Pentru toți cei care trăiesc și muncesc sub semnul ancorei, pentru anul 2005, urările mele sunt de sănătate, noroc, fericire și numai bucurii. Tuturor, vânt bun de pupa. La mulți ani! Cu ocazia anului nou, urez colegilor mei și tuturor celorlalți un an nou fericit, cu împliniri, bucurii și multă sănătate. Să aveți cazarmă frumoasă, să nu vă plouă în casă, în birourile toate mobilă de calitate, pompele să nu se ardă, să aveți și apă caldă, tivar cardul plin de bani, mult noroc și la mulți ani!
Emisiunea noastră de astăzi se încheie aici. Și pentru că peste puțin timp se încheie și anul 2004, grupul mass media al Forțelor Navale ține să mulțumească pe această cale tuturor colaboratorilor direcți și indirecți care au făcut posibilă apariția emisiunilor de radio și de televiziune Scutul Dobrogei și a revistei Marina Română. Ține să mulțumească în același timp tuturor celor care, deși uneori am fost puțin incomozi, ne-au primit în mijlocul lor pentru a-i putea aduce în mijlocul dumneavoastră, în casele dumneavoastră, ale telespectatorilor. La mulți ani!